Polițiștii biroului pentru protecția animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au inițiat și au organizat, în colaborare cu Primăria Comunei Brănișca și cu o asociație de protecție a animalelor, campania Sterilizează și Salvează, care s-a derulat în perioada 13-16 octombrie, iar pe parcursul celor 4 zile ale campaniei au fost sterilizate 67 de animale. În viitor, polițiștii biroului pentru protecția animalelor vor organiza în colaborare cu autoritățile locale și ONG-uri de profil și alte campanii de sterilizare gratuită pentru animalele de companie, în vederea respectării legislației în vigoare.